Printre locașurile de cult care și-au sărbătorit de praznicul întâmpinării Domnului Hramul se află și capela Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos din Galați. La Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, au luat parte personalități și oameni de cultură. Ierarhul a oficiat și un parastas pentru episcopul Partenie Clinceni, ctitorul actualului muzeu și pentru toți înaintașii în scaunul episcopal. Întâmpinăm cu mare bucurie, pe lângă obișnuiții credincioși și rugători, pe lângă personalul acestui muzeu, întâmpinăm astăzi principalele instituții coordonatoare și cele care promovează cultura, care, așa cum se știe, pretutindeni, dar mai ales la Dunărea de Jos, are o bârșie în izvoarele Harului, ale începutului propovăduirii Evangheliei și continuării mărturiilor patristice din Evul Mediu și până în zilele noastre. Capela și muzeul sunt o carte deschisă a istoriei creștinismului, a culturii creștine și a spiritualității neamului nostru românesc. Construit din inițiativa Marelui Ierarh Partenie Clinceni între 1895-1901, clădirea actualului muzeu a fost reședință chiriarhală și sediu administrativ bisericesc. Între anii 1963-2012, în palat a funcționat Muzeul de Artă Contemporană. În anul 2004 a fost retrocedat proprietarului de drept. În ultimii doi ani, clădirea a fost restaurată cu fonduri europene, capela fiind sfințită la sfârșitul lui 2014 de Patriarhul României. Acest lăcaș de cultură, care cu certitudine va deveni extrem de vizitat, nu numai de către gălățeni, și de către toți cei care vor trece prin orbea noastră, dacă vreți, întărește tot ceea ce înseamnă cultura, existența noastră perpetuă aici la Dunărea de Jos, aici la gurile Dunării, și nu pot decât să mă bucur că Galațiul s-a îmbogățit și eparhia s-a îmbogățit totodată cu un astfel de lăcaș de cultură care va însemna din ce în ce mai mult pentru ceea ce este reprezentativ și ceea ce ar trebui să fie reprezentativ pentru cultura națională și pentru cultura la Dunărea de Jos. Îmi fac datoria ca, din partea Consiliului Local, a Comisiei de Cultură, să mulțumesc și în numele cetățenilor orașului Galați, înalt preasfinției sale, că a adus în această urbe și în acest ținut, acest lăcaș de istorie, de istorie religioasă. Eu sper că acest lăcaș de cultură să devină un loc de pelerinaj pentru toți credincioșii Dunării de Jos. Iată că avem posibilitatea încă o dată să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile care le face în permanență. Acest lăcaș unde ne aflăm aici a fost luat de la biserică de către comuniști și iată că după ani și ani, după multă rugă, după multă muncă și multă răbdare, am ajuns în stadiul ăsta, să beneficieze gălățenii de un spațiu de spiritualitate și cultură deosebit. La final, oaspeții au vizitat sălile de expoziție ale muzeului.